bune, din cânt și rugăciune, cu nuni îți împletim. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domn. Amin. Așa să fie cu voi. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales, înainte de întemirea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană în fața Lui în dragoste. Să fim ca niște instrumente care cântă gloria Sa.
Așa ne îndeamnă astăzi Apostolul Paul în scrisoarea către Efeseni. Așa ne prezentăm astăzi înaintea lui Dumnezeu, celebrând jertfa Sfintei Liturghii, sărbătoarea neprihănitei zămislirii a Maicii noastre Preacurate. Așa ne prezentăm aici, lângă altar, împreună cu cei 13 candidați la demnitatea de a fi diaconi slujitori, având în față imaginea Preacuratei Fecioare Marie. La sfințire voastre, dragă părinte, rector, părinți profesori, părinți oaspeți, concelebranți, dragi oaspeți, dragi și iubiți candidați la Ordinul Diaconatului, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. Ne dispunem acum pentru a celebra acest moment, cerând iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Te adorăm, te preamărim, Doamne.
Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. La dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria, Tu i-ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă prin mijlocirea ei harul de a ajunge curați la Tine, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citirea din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: de ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Acesta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcăiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului.
cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și-a adus aminte de îndurarea și fidelitatea Lui față de casa lui Israel. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, aclamați, cântați psalm și tresălătați de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cere cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a dăruit de mai înainte spre înfiere prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne.
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea să fie acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob în veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvântul Domnului. Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți diaconi. Croitorul Cosmin din parohia Sfântul Iosif Muncitorul, Barticești, pentru dieceza de Iași. Tama și Eugen Dragoș din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Bacău, pentru dieceza de Iași. Jitaru Emilian din parohia Sfântul Francisc de Assisi, Cleja, pentru dieceza de Iași. Pușcașul Cristian din parohia Trupul și Sângele Domnului, Ghereiești, pentru arhidieceza de București. Bărbuț Mădălin din parohia Preasfânta Inima lui Iisus, Nicolae Bălcescu, pentru dieceza de Iași. Tulbure Eusebiu din parohia Fericitul Ieremia, Bacău, pentru dieceza de Iași. Doboș Iosif Claudiu din parohia Adormirea Maicii Domnului, Horgești, pentru dieceza de Iași. Percu Alexandru din parohia Sfinții Apostoli Petru și Paul, Răducăneni, pentru dieceza de Iași. Galațanu Anton din parohia Trupul și Sângele Domnului, Ghereiești, pentru dieceza de Iași. Bejenaru Ovidiu Gabriel din parohia Sfântul Nicolae, Bacău, pentru dieceza de Iași. Chelaru Dămoc Cezar din parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Buhonca,
pentru dieceza de Iași. Hălănduț Gabriel din parohia Adormirea Maicii Domnului Mircești, pentru dieceza de Iași. Imbre Andrei Petrică din parohia Sfânta Elena București, pentru arhidieceza de București. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diacon. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frații noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Ascultăm acum cuvântul de învățătură înainte acestui Sfânt Sacrament, cartea Preasfințitului nostru Aurea. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Preasfințite Episcop Părinte Petru, Preasfințite Anton, cucernici părinți concelebranți, dragi candidați la Ordinul Diaconatului, dragi seminariști, iubiți credincioși. Solemnitatea neprihănitei zămisliri, prima dintre sărbătorile mariane din anul liturgic, este deosebit de scumpă nouă tuturor și pentru faptul că se celebrează în timpul Adventului și astfel este o sărbătoare care ne pregătește pentru primirea împreună cu Maria și ca Maria a darului nașterii lui Iisus Hristos. Este și o sărbătoare care ne apare în fiecare an plină de noutate, fiind dătătoare de curaj și care ne pătrunde totdeauna de o profundă bucurie sufletească. Sărbătoarea neprihănitei zămisliri a Precuratei Fecioare Maria ne amintește de tema originii omului, a originii răului, dar și a victoriei asupra răului, a mântuirii aduse de Hristos. Sărbătoarea ne invită și la contemplarea idealului la care visăm să ajungem și spre care trebuie să ne îndreptăm, acel ideal de a deveni creatură umană perfect reînnoită, perfect reușită, plină de armonie, liberă, transparentă. Dogma neprihănitei zămisliri pe care o sărbătorim astăzi, care este în centrul atenției noastre de astăzi, ne spune că totalitatea existenței Mariei din prima și până în ultima clipă a fost sub domnia lui Dumnezeu, care a pus în ea iubirea sa perfectă. În ea a realizat acea capodoperă de omenire pe care îl prevăzuse din totdeauna pentru întreaga sa creație. În cadrul acestei sfinte liturghii, în care îl preamărim pe Dumnezeu pentru lucrările mari pe care le-a făcut în făptura cea mai curată și neprihănită, celebrăm și conferirea diaconatului pentru tinerii seminariști care stau în fața altarului și care se pregătesc la Sfânta Preoție. Această solemnă celebrare a diaconatului are o dublă coincidență. Are loc în timpul Adventului și în sărbătoarea neprihănirii zămisliri a Preacuratei Fecioare Maria. Și există un raport strâns și profund între acest timp liturgic și celebrarea de față, pentru că diaconatul este o slujire a Adventului. Slujirea și condiția de viață cerute diaconului sunt cele de a sta în așteptare cu fidelitate, a veghea, așa cum suntem îndemnați să trăim de altfel în timpul Adventului, în atitudine de așteptare și de veghe.
Și în imaginea Mariei avem imaginea slujirii perfecte, iar diaconul este un slujitor. Diaconia înseamnă slujire. Diaconul este un slujitor plin de disponibilitate și de bucurie, așa cum ne învață Maria, Maica Bisericii. Și în plus, în Maria, diaconul își are imaginea disponibilității totale. Iată, sunt slujitoarea Domnului. Iată, vor spune tinerii de față, slujitorul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Vrem să aducem laudă Preasfintei Treimi pentru minunatul dar pe care l-a rezervat Mariei de a fi sfântă chiar din clipa zemislirii ei și de a nu fi fost niciodată atinsă de păcat. Acest mister care privește originea Mariei este în realitate o cheie de lectură pentru toată viața ei și trebuie citită în relație cu viitorul Fecioarei Binecuvântate. Deja multe veacuri înainte de definirea dogmei neprihănitei zemesliri, proclamată în anul 1854 de către Papa Pius al IX-lea, Biserica din vechime a contemplat-o pe Maria ca fiind în întregime sfântă, fără pata păcatului și fără urmările păcatului, pentru că ea era destinată să devină mama Mântuitorului. De aceea, sărbătoarea de astăzi se plasează foarte bine în timpul Adventului. Neprihănita pregătește venirea Mântuitorului. Misterul pe care îl celebrăm ne încurajează și ne mângâie pe drumul nostru, un drum deseori nesigur și întunecat. Misterul ne luminează însă și sensul istoriei, pentru că proiectează o lumină chiar și momentele dificile și agitate pe care le traversează lumea. Acest mister al neprihănitei zemisliri afirmă că există în lume și în istorie, în ciuda oricărei aparențe contrare, un izvor curat, din care se revarsă un torent de har care întinerește în permanență lumea. Vă invit să ne lăsăm călăuziți de cele trei lecturi pe care le-am proclamat la liturgia cuvântului pentru a intra puțin în misterul Mariei. Primul text din Cartea Genezei, la prima lectură, ne spune că omul, pus de Dumnezeu în centrul operei sale de creație, nu a voit să dialogueze cu Dumnezeu, nu a voit să creadă în cuvântul său, s-a răzvrătit împotriva planului său de a trăi în comuniune intimă cu toți oamenii. Omul a preferat un viitor diferit, fără Dumnezeu, departe de Dumnezeu, a folosit rău libertatea ce a fost dăruită de Creator. Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea comenta astfel această realitate descrisă în Cartea Genezei. În misterioasele cuvinte ale cărții Genezei este condensat adevărul dramatic al întregii istorii a omului. În realitatea sa profundă, istoria este teatrul unor lupte îngrozitoare împotriva puterilor întunericului, luptă care va dura până în ultima zi. În această ciocnire neîntreruptă este implicat orice om care trebuie să lupte în continuu pentru a rămâne unit cu binele. El nu poate dobândi unitatea sa interioară decât cu prețul luptei și ajutorului care vine de la Harul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ne amintesc de aspectele de conflict ale vieții creștine, ale conflictelor pe care le întâlnim și noi în fiecare zi. Viața creștină nu se măsoară la nivel de persoană sau de comunitate numai prin progresele realizate, care sunt deseori greu de evaluat. Nu este vorba de un proces evolutiv. Viața creștină se măsoară și prin capacitatea de rezistență în fața răului, prin lupta pe care o ducem împotriva răului, prin lupta împotriva ispitelor care ne asaltează și caută să distrugă în fiecare zi sau să slăbească credința și speranța noastră.
Așa cum a spus de mai multe ori Iisus, cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi salvat. Sau, prin statornicia voastră, veți mântui sufletele voastre. Fragmentul din Cartea Genezei evocă și prin contrast experiența Mariei, care este mai puternică decât orice experiență de rău. Neprihănita este semnul victoriei lui Dumnezeu asupra răului, deoarece proclamă libertatea sau eliberarea de moștenirea păcatului. Și noi știm că Maria ne este aproape, ne ajută în lupta noastră zilnică împotriva tot ceea ce se opune Evangheliei, precum și construirii unei lumi care să fie reflexul împărăției lui Dumnezeu, împărăție de pace și de adevăr, împărăție de iubire și de dreptate. Și lectura a doua ne proiectează o lumină deosebită asupra acestei realități pe care o trăim și pe care trebuie să o contemplăm mai întâi în Maria. În Maria contemplăm realizarea planului lui Dumnezeu, iar textul din prima lectură, luat din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni, este cât se poate de clar. El, Dumnezeu, ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii pentru a fi sfinți și neprihăniți în dragoste, pentru a fi copii adoptivi spre lauda și slava Harului Său, pentru ca să fim spre lauda gloriei Sale. Preacurata Fecioară Maria, iubiți creștini, a atins punctul cel mai înalt al înfierii divine, asemănarea cu Dumnezeu, și se înțelege atunci pentru ce în ea, mai înainte de orice altă creatură, Domnul a fost preamărit. Chiar din primul moment al existenței sale pământești, ea a fost o cântare de laudă spre slava Preasfintei Treimi și, întrucât este neprihănită și plină de har, a dat lui Dumnezeu maximul de iubire, maximul de fidelitate, maximul de ascultare. Astăzi, încă o dată, Maria ne asigură că fiecare dintre noi, cu orice creștin, poate fi umplut de harul pe care ea însăși l-a primit, pentru că acest dar a fost dat de Tatăl Ceresc în vederea noastră. Începutul și sfârșitul omului nu sunt așadar nonsensul, întâmplarea sau haosul, nu este abandonarea omului, pradă puterilor răului, dar siguranța de a fi iubiți și avem în Maria descoperirea acestei certitudini. Maria a fost plină de har pentru că s-a deschis în fața darului lui Dumnezeu. Dar misterul neprihănitei nu este numai preamărirea bunăvoinței Tatălui față de cea care urma să fie mama Fiului Său, dar și exaltarea răspunsului liber și plin de iubire a Mariei în fața cuvântului Îngerului trimis de Dumnezeu, Îngerul Gabriel. În textul Evangheliei, fragmentul proclamat la această liturghie, Maria este salutată de Înger ca plină de har, adică plină de sfințenie și de frumusețe divină, fie pentru că ea a fost răscumpărată în mod sublim, fie pentru că a primit acest dar, l-a păstrat, l-a făcut să crească, încredințându-se totdeauna în puterea cuvântului lui Dumnezeu, a cărei slujitoare s-a declarat și apoi a devenit discipola perfectă a lui Iisus Hristos. Maria a crezut că imposibilul poate deveni posibil în acel moment când, spunând da la propunerea lui Dumnezeu, atunci miracolul, minunea s-a realizat. Cuvântul s-a făcut trup în sânul ei. Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii, a venit în mijlocul nostru. Maria a permis harului să invadeze istoria lumii,
să creeze acea omenire reînnoită a cărei exemplare perfectă este ea, cea mai strălucită și cea mai frumoasă creatură care a existat vreodată pe acest pământ. În neprihănita își are începutul și biserica, mireasa lui Hristos, fără pată și fără zbârcitură. Ca și Maria, trebuie să primim și noi cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, cu disponibilitate, pentru a face ceea ce ne spune acest cuvânt al Domnului. Iar Maria Preacurată este un model de imitat, tocmai pentru smerenia adiziunii sale necondiționate la cuvântul lui Dumnezeu, pentru încrederea pe care a avut-o în cuvântul care a călăuzit-o în pelerinajul acesta pământesc, un pelerinaj care nu a fost deloc ușor și ne amintim de momentul, poate cel mai dureros, pelerinaj care avea să întâlnească și șederea ei la picioarele crucii. Și noi, mai ales astăzi, avem nevoie să ne încredințăm în puterea cuvântului lui Dumnezeu, să intrăm în misterul și în inima Mariei pentru a participa la sentimentele sale, la smerenia ei, la blândețea, la speranța ei nepotolită, la ascultarea ei plină de iubire față de Dumnezeu, la privirea ei plină de bunătate asupra oricărei persoane. Mă gândesc că lumea are dreptul să vadă în noi, în noi creștinii, acea atitudine corectă de credință simplă, profundă, care face fericiți și luminează orice eveniment, oricât de dramatic ar fi. Iată lecția pe care ne oferă Maria, pe care o contemplăm astăzi în zămislirea ei neprihănită. Răul nu are ultimul cuvânt, dar răul poate fi învins dacă noi acceptăm să dialogăm cu Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Său, să-L acceptăm în viața noastră și să devenim, asemenea Mariei, împlinitori fideli ai acestui cuvânt. Dragi candidați la Ordinul Diaconatului, înainte ca episcopul nostru să invoce asupra voastră pe Duhul Sfânt și astfel să fiți orânduiți pentru treapta diaconatului, vă îndemn să vă încredințați Mariei neprihănite, care este exemplul cel mai frumos de diaconie, de slujire a cuvântului, modelul perfect al discipolului lui Hristos, care se angajează să slujească în iubire biserica sa. După exemplul Mariei, slujirea voastră să fie plină de bucurie și de disponibilitate, să fie un diaconat, o diaconie a slujirii fără limite. O Marie, Tu care ai purtat în sânul Tău pe cuvântul veșnic, care asculți și împlinești cuvântul Domnului, exprimând iubirea Ta în slujire, învață-ne pas cu pas să facem ceea ce Iisus ne va spune și amintește-ne mereu că nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Amin. Celor prea iubiți, în lumina textelor proclamate și în lumina învățăturii episcopului nostru Aurel, despre demnitatea Mariei, exemplul ei și misiunea voastră, acum, înainte de a intra în treapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. De aceea vă întreb,
Voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor, pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția Bisericii? Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața, în fața lui Dumnezeu și a Bisericii, celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită lui Hristos? Voi toți vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri, și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor, a liturgiei orelor pentru biserică și pentru lumea întreagă? Vreți să vă rânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei ascultare și respect. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine.
Promit ordinarul tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promit mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promit mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Iubiților, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Doamne, ne du curăță de noi. Hristoase, îndură-te de noi. Doamne, ne dură-te de noi. Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihail, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinte Ioane Botezătorule, Sfinte Iosife, Sfinților Petru și Paul, Fericită Ieremia, Sfântă Marie Magdalena, Sfinte Ștefan, Sfinte Laurențiu, Sfintelor Perpetua și Felicitas, Sfântă Agneza, Sfinte Augustine, Sfinte Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinte Ioane Maria Vianney, Sfântă Tereza de Avila, Fericite Anton Durcovici, Fericite Vladimir Ghica, toți
toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Fii milostiv. De orice rău. De moartea veșnică. Prin întruparea ta. Prin moartea și învierea ta. Prin trimiterea Duhului Sfânt. Noi păcătoși. Ca să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă, ca să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul Părinte și toate treptele bisericești, ca să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor, ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă, ca să binevoiești a binecuvânta, a sfinți și a consacra pe aceștia aleși ai tăi. Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Hristoase, auzi-ne. Hristoase, ascultă-ne. Hristoase, ascultă-ne. Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru că ajutorul Tău să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea Ta pe aceia pe care îi credem vrednici, după știința noastră, să săvârșească cele sfinte. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor care împarți rangurile și orânduiești datoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același în timp ce toate le orânduiești, reînnoiești și în providența ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, împlinește în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica ta, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniunea membrilor ei, unită de Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată. Tu ai rânduit trei trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte ca să slujească numelui tău, așa cum dintr-un început ai ales pe fiul lui Levi ca să slujească în cortul cel din tâi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care îi consacrăm diaconi, ca să slujească la altarele tale sfinte. Trimite asupra lor, te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului Tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire, să primească în ei orice fel de virtute și să prisosească virtutea evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferenți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domnii împreună cu El în ceruri. El care împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Preoții destinații ajută pe diaconi să se îmbrace cu dalmatica.
Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia minte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Duhul tău. Ție. Duhul tău. Miște Evanghelia lui Hristos, al cărei crainic ai devenit. Ia minte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia minte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Și cu Duhul tău. Face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Te aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Și cu Duhul tău. Face ție. Cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia minte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Și cu Duhul tău. Face ție. Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărei crainic ai devenit. Ia minte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Face ție. Și cu Duhul tău. Face ție. Și cu Duhul tău. Să ne mărturisim în credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Cred într-un Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu. Care toate s-au făcut, care pentru noi oameni
ales din oameni simpli buni, eu v-am luat din lume, cum erați, v-am primit și v-am iubit. Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Binevoiește de a primi, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim, în solemnitatea neprienii de zămislirea Sfinte Fecioare Maria și de nebucuria că, după cum mărturisim, carul Tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice păcată, prihană, tot astfel prin mijlocirea ei, să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc și ai covleșit-o cu plinătatea Harului ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasă lui Hristos, fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Preacurată, s-a născut Mântuitorul, Mielul lui Dumnepătat, care ridică păcatele lumii. Pe ea ai ales-o dintre toate făpturile, ca să fie model de sfințenie și milocitoare de haruri pentru poporul tău.
De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile cerești, cântăm cu bucurie imnul moririi tale. Cele care vine în numele Domnului. Hosana, Sfânte și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintire. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi împlinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi.
Binevoiește întărie în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu acești slujitori ai tăi hirotoniți astăzi în treapta diaconatului, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei. Prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată, ca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare. Așteptăm speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu primi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino. Doamne, nu sunt vrednic să Oh,
ești Domnule meu, Tu cel căutat, ființa mea. Te-am căutat, te-ai lăsat găsit, umple-mă iar de prezența ta. Un pământ uscat e inima mea, sunt însetat. Sunt însetat.
Să ne rugăm! Tainele pe care le-am primit, Doamne, Dumnezeul nostru, să vindece în noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat încă din clipa zămisliriei pe Sfânta Fecioară Maria. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. În sfințirile voastre, Părinte Rector, părinți profesori, dragi și iubiți diaconi, dragi și iubiți credincioși, o clipă vă rog să luați loc. Ne bucurăm, preamărim pe Dumnezeu, ne bucurăm cu Maica Sfântă și ne bucurăm cu toți cei care astăzi aici la această celebrare s-au unit cu tinerii și au avut bucuria să se apropie de altar și să-și ofere slujirea lor după modelul Maicii Sfinte. Felicităm Institutul nostru teologic, Părinte Rector, părinții profesori, pe diaconii noștri și pe toți seminariști. De asemenea, îi felicităm pe părinții acestor tineri și, desigur, vă felicităm pe dumneavoastră care ați venit astăzi la sărbătoare și pe voi toți cei care v-ați unit cu noi astăzi prin intermediul internetului. Vă mulțumim pentru că în timpul acesta de pregătire trăim astfel de clipe, pregătindu-ne și pentru ziua de 10 decembrie, când îl vom celebra pe episcopul nostru, martir Anton. Cu noi a fost astăzi aici înalt preasfințitul arhiepiscop dr. Ion Rovu, cu preasfințitul Cornel. Ei au fost reprezentați aici de părintele Ungureanu, care a fost și cel ce a prezentat exercițiile spirituale. Sigur ne bucurăm cu ei, că ei sunt cu noi, au fost în comuniune cu noi. Astăzi au sărbătoare la București pentru că celebrează ziua consacrării ca episcop. Și arhiepiscopul Rovu și preasfințitul Cornel. I-am amintit în rugăciunile noastre. De asemenea, te-am bucurat că este cu noi și preasfințitul Anton, care îl vă ruga îndată să spună un cuvânt. Dar mai ales ne-am bucurat cu preasfințitul Aurel, care astăzi își împlinește frumoasa misiune ca episcop de 15 ani, mulțumind lui Dumnezeu și Maicii Preacurate. Acum cu bucurie, dorindu-le noilor diaconi, slujire frumoasă până la Sfânta Preoție și apoi angajare totală pe drumul slujirii, vă mulțumim tuturor. Și rugăm pe preasfințitul Anton să ne aducă un cuvânt de bucurie de dincolo de Prut în această sărbătoare. Ca sfințiile voastre, dragi confrați, preoți, dragi părinți diaconi, iubite persoane consacrate, dragi seminariști, dragi credincioși, de mai mulți ani, biserica din Basarabia, biserica noastră, este aproape de biserica din dieceza de Iași, din România, și prin faptul că an de an vin la Chișinău doi tineri într-o experiență pastorală și această experiență este reciproc bine primită, bine văzută, biserica din Moldova apreciază în acești tineri calitățile unui candidat la Sfânta Preoție. Și din acești tineri au fost doi prezenți acum 2 ani în urmă, părintele diacon Gabriel și părintele diacon Eusebiu, pe care i-am admirat în perioada cât au fost la noi, dânși au fost foarte legați de noi, ne-au vizitat și, bineînțeles, ne-au invitat la această sărbătoare.
am răspuns cu multă bucurie și am uit să fim alături de voi toți, dragi tineri, care ați făcut astăzi pasul spre consacrarea voastră într-o Sfânta Preoție. Ne-am rugat pentru voi și împreună cu mine au venit și alți confrați preoți. Este Părintele Vicar General, Monsignorul Benone, este Părintele Ștefan, sunt și alte persoane venite cu noi. Suntem împreună cu voi și vă păstrăm în continuare în rugăciunea noastră. Și dacă cineva dintre voi, dragi tineri, părinți diaconi, doriți să vă mai întoarceți înspre noi, spre Republica Moldova, știți că acum nu mai sunt vize și aerul ce bate de acolo e mult mai plăcut. Vă așteptăm cu drag. Și pe voi toți, dragi credincioși, vă salutăm din toată inima și vă dorim fiecăruia multă bucurie și dragostea maternă a Preacuratei Fecioare Maria, neprihănit zămislită, să vă însoțească permanent. Mulțumim și Părintelui Bușin, care este aici, din Germania, și celorlalți oaspeți care au venit din alte țări. Și acum, împreună, plărăm de la Maica Domnului ocrotire și binecuvântare și din partea episcopului nostru, Anton Turcovici, ridicându-ne în picioare pentru a primi Sfânta Binecuvântare. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care v-a chemat, ai slujit pe oameni în biserica sa, să vă dăruiască un mare zel față de toți, mai ales față de cei suferinți și săraci. Amin. El care s-a dăruit misiunii de a predica Evanghelia lui Hristos, să vă ajute ca trăind după cuvântul său, să fiți martorii lui sincer și plin de zel. Care v-a făcut împărțitorii tainelor sale, să vă dea harul de a fi imitatorii Fiului Său Iisus Hristos, iar în lume slujitorii unității și a păcii. Amin. Și prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Turcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.